scolar din Belgia și consumabile sanitare a sosit azi la Giurgiu și de această dată inițiatorii acțiunii au fost fundația din dragoste pentru oameni și deputatul Florian. Sanitare destinate unităților de învățământ juvene și unităților sanitare. Transportul ca și celelalte două de până acum vine tot din Belgia, iar donația a fost fundației din dragoste pentru oameni și deputatului de Giurgiu Florian Nicolae. Acum am adus produse consumabile pentru spitale, dezinfectanți, poate fi folosit cu succes de unitățile școlare care au nevoie de aceste dotări. Numai că la Giurgiu până și donațiile sunt interpretate ca fiind gesturi politice. Așa că autoritățile locale nu prea s-au arătat interesate, deși dascălii sunt de altă părere. De ce ne trebuie aceste donații? Pentru că școlile și liceele din au nevoie de susținere financiară pentru achiziția de mobilier școlar, pentru elevii, mai ales din clasele 1-8. Credeți că veți găsi deschiderea din partea autorităților pentru a dona aceste obiecte? Deschidere în partea profesorilor, din partea directorilor școlilor. Nu am înțeles de ce autoritatea locală nu înțeles.
piccole similari in Belgia, este util, este funcional, este un mobilier care trebuie pentru școala Giurgiuveanu. În ceea ce privește aparatura medicală și consumabilele sanitare, acestea sunt și ele la fel de necesare. Numai că aici procedurile de donație sunt ceva mai complicate. Sunt convins că și Spitalul Județean se va aplica cu atenție asupra acestor donații. Trebuie să verificate și stabilite clar dacă intră, sunt autorizate pentru piața românească. Aici urmează să vedem, să vin specialiștii să verifice dacă aceste instrumentare medicale și consumabile medicale sunt necesare pentru pentru spitalele din țara noastră. În cele din urmă, dacă mobilierul școlar va fi refuzat în continuare de autoritățile locale, deși poate fi folosite temporar până la noi dotări, donațiile vor fi redirecționate către alte județe, acolo unde primarii și cei care conduc inspectoratele școlare nu vor mai interpreta politic și vor accepta un act de donație așa cum este el din dragoste pentru oameni. Clădirea Palatului Copiilor din Giurgiu nu a mai fost reabilitată de mai bine de 30 de ani. Instituția culturală educativă se confruntă cu adevărate probleme la structura de rezistență a acoperișului. Reprezentanții instituției au adus la cunoștința responsabililor defecțiunile multiple, însă ca de fiecare dată au primit doar promisiuni.
clădirilor vechi în care de cele mai multe ori autoritățile iau decizia că mai bine ne demolăm decât să reabilităm. Se pare că se repetă și în cazul Palatului Copiilor din Giurgiu. Pereții sunt deteriorați și plini de muce gai ferestrele nu se închid corespunzător generând fric și curent mai ales iarna. Acoperișul prezintă numeroase visuri, iar atunci când plouă apa pătrunde în încăperi. Acestea sunt doar câteva dintre problemele apărute în lipsa unei reabilitări. Cei ce sunt afectați de nepăsarea autorităților și trebuie să îndure toate aceste condiții mizere sunt copii și cadrele didactice de aici. Culturale educative nu au mai fost efectuate lucrări de reabilitare la această clădire de mai bine de 30 de ani. Reabilitare în adevărat.
imaginea sălilor de clasă, sunt profesorii cercurilor. Pentru un aspect mai plăcut, un cadru didactic a adus chiar și covorul din propriul apartament. 2007 clădirea a intrat în proprietatea Ministerului Educației de atunci și până acum. Majoritatea micilor reparații care au fost efectuate au provenit din fondul de la inspectoratul școlar județean, precum și din sponsorizări. În anul 2007 a fost cumpărată de la foștii proprietari, clădirea a fost achiziționată educative ale orașului. Atât
aici, în anul școlar 2014-2015, peste 1500 de elevi au frecventat cercurile instituției culturale-educative.
este cel mai important obiectiv pe care și îl propun politicienii, fie că o fac în campanie electorală sau cu alte ocazii. Însă nu sunt mulți aceia care știu cum trebuie procedat pentru a atinge acest deziderat. Giurgiu Veni și nu numai ei sunt atenți atunci când se vorbește de crearea de locuri de muncă și speră că o astfel de promisiune va fi și onorată. Din păcate s-a dovedit că acest lucru rămâne de multe ori doar o promisiune și o ocazie de care unii demnitari profită pentru a se mai și lăuda. Este deși concluzia la care a ajuns președintele Consiliului Județean Giurgiu Vasile Mustățean. Prezentate de Vasile Mustățea sunt reale și asta o știu și cei mai mulți giurgiuveni. Deocamdată potențialul municipiului Giurgiu de a atrage investitori este neglijat, iar acest lucru se reflectă inclusiv în nivelul de trai al juvenilor. Au desenat pe asfalt, au jucat badminton, au sărit coarda și s-au plimbat cu rolele. În acest fel, de gimnaziu din Giurgiu au sărbătorit ziua fără mașini, eveniment care încheie săptămâna mobilității europene. Activitățile s-au desfășurat pe pietonala Mircea cel bătrân, acolo unde circulația mașinilor
lista de evenimente dedicate săptămânii mobilității europene. Copiii trebuie să înțeleagă prin această acțiune că este foarte sănătos să aleagă și altceva în afară de autoturismul personal pentru deplasare. Acest lucru fiind în beneficiul sănătății prin acțiunea de astăzi, ei trebuie să mai înțeleagă faptul că este foarte important să facă mișcare. Ne-am gândit să desfășurăm niște activități de mișcare pentru copilași, să arătăm că astăzi putem să facem și altceva decât să folosim șoseaua pentru a circula vehiculele. Foarte energici și încearcă să-și desfășoare activitatea așa cum am organizat-o noi. De la cei mici până la cei mai mari copii s-au bucurat de activități recreative organizate pe pietonală, fie că au jucat badminton, au sărit coarda sau au desenat pe asfalt. Elevii au contribuit astfel la protejarea pe pietonală. Pentru a sponsoriza mersul pe jos și sănătatea, să nu mergem cu mașina în fiecare zi.
deja fără mașini? Ai mai venit și în alte? Ce le transmis tu oamenilor care
toți că au început școlile, academiile au terminat studiile și au fost repartizați o groază de persoane la diferite instituții, cum ar fi penitenții din Ceatru, jandarmeria, poliția și așa mai departe. În Ciurciu sunt apartamente sau garsoniere scoase la vânzare, sunt mici, iar creditele de la bănci se obțin cu greu. Cele mai multe tranzacții au avut loc prin programul Prima Casă. Juvenii ar dori să vândă numai că prețurile pe care le cer sunt puțin cam ridicate. Prețurile în Giurgiu sunt destul de scăzute față de alte piețe imobiliare, cum ar fi, să zicem, Alexandria, Zimnicea, Călăraș și Oltenița, zone de sud din Giurgiu similare. Deci piața din Giurgiu e totuși cea mai scăzută ca preț. Se vând mai mult, s-a vândut prin programul Prima Casă. În ceea ce privește prețurile imobilelor, cele mai scăzute se înregistrează în cartierul Tineret, în timp ce vârful îl reprezintă zona centrală și ultra centrală, dar și aici prețurile variază în funcție de utilări, etaj și chiar panorama. Care știm că este zona cea mai scăzută la preț, la apartament cu două camere găsim între prețurile cuprinse între 11.000 10.000 de euro. Garsonierile le putem cumpăra între 7.500 și 11.000 de euro. Apartamentele cu două camere se pot vinde între 20
1500 de euro, depinde de îmbunătățiri și de nivel. Așa, până la 30.000 de euro. În opinia specialiștilor în domeniu, piața imobiliară din acest moment are mai multe incertitudini decât cifre clare, însă sunt optimist. Există o dezvoltare imobiliară, chiar dacă nu va fi deloc similară cu perioada de boom de acum 7-8 ani. La Muzeul Județean Teohari Antonescu Giugiu a început cu derularea manifestării culturale cu denumirea zilele muzeului Giugiu Vean. Vizitatorii cunoscutului edificiu de cultură au asistat la vernisajul expoziției de colecția muzeului și au avut ocazia de a se redescopere titluri ale unor articole publicate în presa locală de post de decembristă. Tal art, matematică, în artă, aceasta a fost ideea care a călăuzit-o pe profesoara Giurgiu Vreancă de matematică, Petronela Toma, în realizarea picturilor sale expuse.
lucru a subliniat calitățile artistice ale profesoarei Petronela Toma, care este o fost absolventă a școlii de muzică și arte plastice Victor Carpis și de asemenea pianista care a avut onoarea de a concerta sub baghetare numitului dirijor și compozitor născut la Vaslui, dar trăitor la Giurgiu. În cadrul acțiunii de azi au fost prezentate și două expoziții realizate de muzeograful Mircea Alexa, ambele conținând piese care rar pot fi văzute de vizitatorii muzeului Giurgiu. Statui din colecția instituției de cultură, unele cu o interesantă istoria realizării și proveniențelor și ziare post decembriste cuprinse într-o a șasea ediție a celor mai importante publicații din diverse perioade istorice. Mircea Alexa a argumentat ideea de a fi organizat cele două expoziții temporare. Muzeul este ca un iceberg. Niciun muzeu din lume nu poate să arate tot ce are, chiar dacă vrea. Prostul acestor expoziții temporare este tocmai să arate ceea ce din motive n-am acuale și lui. Nu se poate vedea în fiecare zi. Alte manifestări dedicate zilei muzeului Giurgiu Vean au loc în seara zilei de miercuri 23 septembrie și de la respectivele evenimente vom încerca să vă furnizăm amănunte ce sperăm să vă intereseze. Amiază la Mihai Lești o întrunire la care au participat reprezentanțe organizației liberale Giurgiu Vean, precum și organizații PNL din Teleorman. S-a discutat atât despre de cenzură, cât și despre proiectele propuse pentru a redresa economic cele două județe.
într-un mediu de afaceri din PNL, Andreea Paul, reprezentanții PNL, Giurgiu a evidențiat mai multe idei și soluții pentru ca cele două județe să iasă din situația de subdezvoltare economică, insistându-se pe necesitatea dezvoltării sectorului agricol. Astăzi de aici la Giurgiu, împreună cu colegii noștri de la Partidul Național Filial la Teleorman și cu doamna
organizației municipale a PNL Giurgiu s-a referit cu prioritate la necesitatea atragerii de investitori pentru crearea de locuri de muncă, dar și la dezvoltarea infrastructurii ca o condiție esențială pentru dezvoltarea economică de ansamblu. A avut ca punct de plecare și faptul că statisticile actuale arată că Giurgiu se află pe penultimul loc într-un clasament național în ceea ce privește speranța de viață. De asemenea, la nivelul salariul mediu este mult sub media înregistrată la nivel
așa că medicii se pregătesc să protejeze școlarii prin imunizare. Din ce anul acesta, campania de vaccinare în școli nu va mai exista, pentru că imunizările vor fi efectuate la cabinetele medicilor de familie. Direcția de Sănătate Publică a asigurat tuturor medicilor necesarul de vaccinuri pentru ca fiecare copil să fie imunizat. De fiecare dată la începutul anului școlar, Ministerul Sănătății demarează campanii de vaccinare a elevilor pentru anul școlar 2015-2016. Dar medicii de familie Giurgiu Vensu sunt deja pregătiți. Direcția de Sănătate Publică a asigurat tuturor medicilor de familie necesarul de vaccinuri pentru ca fiecare copil să fie imunizat. Școlarii vor fi vaccinați împotriva rujeolei, rubeolei și oreonului, dar și antitetanul și împotriva poliomielitei. Se află în clasa întâi
deoarece la această vârstă se face ultimul vaccin pentru prevenirea rubeolei, rujeolei și oreonului. Jucătoarea germană de tenis născută pe 22 septembrie 1989 și renumită pentru serviciul său foarte puternic. Ocupanta poziția 12 în clasamentul mondial al anului 2012. Sabine a avut ghinionul de a se accidenta, iar glezna s-a putea să o ducă în situația de a se folosi de că momentele cele mai dificile a făcut din nemțoasa că una dintre cele mai ambițioase practicante ale tenisului profesionist. De la 7 ani sub îndrumarea tatălui său, iar mai târziu de lipsa banilor nu putea face de plasări către locurile unde aveau loc turne. Ambițioasa nemțoaică devine în timp profesionistă care agrează gazonul ca suprafață de joc și mai mult decât atât.
ghinionul a făcut însă din jucătoarea germană de tenis o persoană puternică și ambițioasă care ajungea în 2012 a 12-a jucătoare la nivel mondial, iar în clasamentul celor mai puternice servicii executate în tenisul feminin din toate timpurile, Zabine Lizichi, cum mi se pronunță, figurează pe prima poziție. Semnificativ la Giurgiu, dar apar nori de ploaie. Mai multe informații în rubrica Meteo. Grade în toată țara și ajung la 30 de grade în anumite regiuni. Cerul va fi parțial noroș și doar izolat va ploua în sudul extrem și la munte. La Giurgiu se vor înregistra 27 de grade la Bolinti, Vale, Mihai, Leș, Ghimbați, Zvoarele, Hotarele, Comana și 28 de grade Celsius la Giurgiu.
viteză de 9 km pe oră din direcția est spre presiunea atmosferică va fi de 65% apele Dunării sunt în scădere cu 12 cm, cota probabilă fiind minus 55 cm. Acestea au fost principalele informații ale zilei, dar rămâneți cu noi. Deputatul Florian Nicolae este invitatul emisiunii între data și nu în această seară. Direct la TV Giurgiu de la ora 21. O dezbatere pe care o propunem Giurgiu venitor pe teme legate de cele mai importante probleme ale comunității. Rămâneți așadar cu TV Giurgiu și urmăriți emisiunea între da și nu de la ora 21, realizată de